pentru că se apropie sărbătorile pascale. Dana Budeanu le-a criticat pe amețitele care nu gătesc de Paște, lăudându-le, în schimb, pe femeile care pregătesc preparate după rețete tradiționale, precum cele din cartea de bucate a legendarei Sanda Marin, numai amețitele nu gătesc de Paște. Femeile adevărate o ard Sanda Marin, a fost mesajul care a apărut pe pagina oficială de Facebook a Danei Budeanu. Nu există instinct masculin care se trezește de dimineață, pune oala la fiert cu oțet, aruncă vopseaua și scoate ouăle cu lingura. Nu, tu ești femeie. Te trezești dimineața cu cealaltă femeie și vopsiți ouă împreună, nu, că i-aș-a dorit mult de tot. Normal, ea-și dorește orice. Tu ești fătălăul fătălăilor care merge pe balcon să-i spargă nucile pentru cozonac. Pentru ce este criza asta de Paște, de când se mănâncă și sarmale de Paște? De Paște se mănâncă miel. Plecați de nebune peste tot să cumpărați. Nu vă e rușine. Că Edita-i lista la restaurante cu meniul de Paște, la sfârșitul lunii martie, Dana Budeanu a lansat un verdict dedicat creatoarelor de conținut care ar fi devenit, peste noapte, gospodine. Vedeta le-a ironizat pe influențărițele care, există o nouă categorie de vedete și chiar și influențăre care sunt bucătărese. Nebunelor, ne-ați săpăcit. Ne dau trucuri să mâncăm sănătos. Eu vreau să mănânc ce vreau eu. Au castronelul lor în care își fac un aranjament cu ovăz, ce? Ești cal. Cine mănâncă ovăz? Ce înseamnă asta? Un ovăz un pic fiert, un pic umezit. Ce e, mă, aia? Aia e mâncare de cai. Știi vorba aia, calule, mănânci ovăz, mâncare adevărată, amețitelor închipuite, se face din 2-3 ingrediente șmechere. Ați înțeles? Cum se gătea pe vechi, din cartea Sandei Marin? Ce e aia? Ce e în castronul ăla, ghiveciul ăla? Niciun maț nu rezistă la așa ceva în secunda în care vedeți un singur magazin care vinde ceva fără gluten, nu mai cumpărați niciodată nimic de la ei. Apropo, nu mai fierbe pastele 18 minute. Acum toți fac clătite, că l-au văzut pe Beckham, fac și ele acolo. Apropo, nu există bucătar care învață să gătească de pe YouTube, termomixerelor. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.